suntem din nou în tunelul pe care îl forăm aici, pe secțiunea 4 din autostrada Sibiu-Pitești, primul tunel la nivel de autostradă. 715 metri sunt forați astăzi pe acest fir și în total astăzi depășim 1300 de metri pe ambele fire. Acest tunel la nivel de autostradă va fi dotat cu cele mai moderne sisteme de protecție. Veți vedea la sfârșitul lucrărilor că va fi o lucrare de referință pentru infrastructura din România. În total avem pe tot lotul de 10 km de autostradă, acest lot 4, aproape 38% grad de execuție. Toate cele 15 structuri, poduri, pasaje sunt în lucru. Fabrica de grinzi, care este amplasată în șantier, a început să producă, are aproape 100 de grinzi produse. Se lucrează pe tot amplasamentul la terasamente. Două stații de betoane sunt deja montate și produc beton pentru toate structurile și pentru ceea ce se lucrează la partea de tunel. Lucrarea este în avans față de graficul contractat și dacă se păstrează această mobilizare și acest ritm, cu siguranță va fi dată în trafic înainte de termenul contractat. Aici este zona în care se realizează prefabricatele care se montează în șantier. Aici avem 4 instalații care produc grinzile care se montează pe pasajele și dacă vă uitați, aici e zona în care sunt depozitate grinzile și imediat vedeți primele pasaje care au grinzile montate. Este foarte important că se folosește tehnologie nouă. Sunt 98 de grinzi produse până în acest moment din peste 600 care sunt necesare pe acest șantier. Aici este întreg lanțul de producție. În curând voi încerca să prezint și un lanț de producție efectiv al unui prefabricat care se realizează într-un șantier. Vă spuneam mai devreme, se lucrează pe toate cele 15 structuri ale celor 10 km din lotul 4 și șantierul este undeva la 38% în avans față de termenul contractat.